Medaliată la campionatul mondial de alergare montană și campioană europeană la Sky Running, Denisa Dragomir se antrenează pe traseele montane și dealurile din Mușcel. Așa am întâlnit-o, coborând de pe cel mai înalt deal al țării, Mățău, într-o zi obișnuită din cursul acestei săptămâni. Traseul ei obișnuit se întinde între dealurile din Berevoiești și celelalte dealuri din preajma câmpul lungului. S-a oprit pentru câteva minute fără să i se citească pe față vreun efort și a avut amabilitatea de a ne oferi un scurt interviu. Sper să revină sezonul competițional și să ne putem bucura din nou de atmosfera de concursuri și de ce nu să revenim la un stil de viață normal. La ce bă, competiție acum mai recent? Uh, sincer să fiu, nu știu. Probabil va fi circuitul din Cupa Mondială de Skyrunning, campionatul balcanic în luna mai, iar la sfârșitul anului campionatul mondial de alergare montană. Cum te simți? Cum unde faci antrenamente, văd că le și pe aici, pe unde mai te antrenezi? Sunt bine, ce să zic, abia am început pregătirea, dar este un sezon lung, așa că voi începe treptat, pentru că nu, interesul meu este să fiu în formă în vară și la sfârșitul anului. Mă antrenez numai departe în câmp lung și în Brașov, depinde de, de pregătirea pe care o am în, în luna respectivă. În momentul de față se află într-o primă fază de pregătire, iar provocările care o așteaptă sunt pe măsura unui campion.